Ora 8, doamnelor, domnilor, suntem în direct pe TVR Cluj și pe TVR 3. Eu sunt Ovidiu Damian, bună dimineața tuturor, urmăriți Regional Cafe. Am pregătit și pentru astăzi subiecte interesante pentru a vă începe o nouă săptămână alături de noi. Vorbim, spre exemplu, despre Someș 2021, sunt Rivera, un eveniment ce va avea loc duminica viitoare la Cluj-Napoca și despre care vom discuta imediat. Despre o hartă prietenoasă a nord-vestului țării noastre, Statele Unite ale Maramureșului, Smida Jazz Festival, ce va avea loc în următoarea perioadă lângă Cluj-Napoca și Caravana Filmelor Next. Cum spuneam puțin mai devreme, subiecte interesante, motive întemeiate să vă începeți această zi alături de noi. Andy Deisler, primul meu invitat, Someș 2021, sunt Riveran. Bună dimineața, Andy, bine ai venit! Servus, Ovidiu, bună dimineața, bine v-am găsit! Duminica viitoare, cum spuneai puțin mai devreme, plecăm de acasă de dimineața și sunt foarte multe motive pentru care vom rămâne în oraș până seara târziu. În primul rând, plecăm de acasă cu o destinație certă de această dată, Someșul, râul care dă viață municipiului Cluj-Napoca, un râu pe care nu l-am apreciat la adevărata lui valoare până în prezent. E bine, Someș 2021 e un eveniment care încearcă să îl potențeze la maxim, încearcă să arate clujenilor câte lucruri se pot face cu ajutorul Someșului. Încercăm să dăm viață malurilor care poate până acum n-au fost sesizate de trecători. Tocmai de aceea avem foarte multe zone în care se întâmplă foarte multe lucruri inedite. Chiar așa, spune-ne câteva detalii despre program. Știu că ați pregătit multe activități pentru această zi. Evident, programul este realizat de mai multe ONG-uri care au răspuns apelului lansat de Asociația Cluj-Napoca 2021 Capitala Europeană a Culturii. Printre acestea, de exemplu, Asociația Urbanect, care va avea ca și zonă de activare, dacă vrei, zona plajei din cartierul Grigorescu, până în zona parcului la Butuci, în apropierea plajei. Ei bine, în acea zonă vom avea parte de niște piscine extrem de interesante, amenajate, tocmai pentru a induce publicului această posibilitate de relaxare altfel, dacă vrei, pe malul Someșului. Va fi o zonă dedicată sportului, care va cuprinde inclusiv o instalație de tip tiroliană, tot în zona plajei. Va fi o zonă intitulată Kids Fun pentru cei mici, evident, o zonă în care se vor desfășura diverse ateliere creative, diverse jocuri pentru cei mici, vor fi ore de face painting și așa mai departe. Va fi și o zonă de pet fun dedicată iubitorilor de animale, în special iubitorilor și stăpânilor de câini, care se pot întâlni într-un cadru semi-organizat pentru a schimba idei, pentru a se relaxa și, la fel ca și în cazul oamenilor, și pentru câini vor fi amenajate câteva piscine speciale, astfel încât toată lumea să se simtă bine pe malul Someșului. În ultimul rând, va fi și un campionat de table pe care deja cei de la Urbanect l-au făcut celebru. E pentru al doilea an consecutiv când el se desfășoară, iar câștigătorii vor avea la dispoziție și premii destul de consistente, din câte am înțeles. Așadar, ați gândit activități pentru cei mici, pentru cei mari, pentru iubitorii de animale, dar și pentru animale, pentru aceia mai activi, care, iată, pot folosi tiroliana, cei care vor doar să se relaxeze, o pot face în aceste piscine pe care voi le-ați amenajat acolo. Evident, dar plecând din zona plajei, dacă vrei, ajungem în zona parcului la Butuci, unde clubul Rotaract Samus din Cluj-Napoca, alături de mai multe cluburi Rotaract din oraș și nu numai, organizează pentru prima oară o cursă de rățuște, dacă vrei, pe Cluj. Cursă de rățuște. Da, vor fi lansate la apă simultan 2021 de rățuște, iar prima care... Vii, adevărate, nu sunt rățuște, nu sunt vii. Sunt rățuște de plastic, probabil ai mai observat în alte orașe din România întreceri similare, sunt foarte populare în ultima perioadă. E bine, pentru prima oară la Cluj-Napoca ajunge această cursă de rățuște. Este un concurs cu o miză umanitară și o miză caritabilă până la urmă. Ce se întâmplă? Fiecare clujan dornic de o întrecere altfel poate închiria, dacă vrei, poate adopta o rățușcă contra sumei de 10 lei. Toți banii sunt colectați, iar la final vor fi donați către Casa de Copii Căsuța Bucuriei de aici, din Cluj-Napoca. Ei bine, rățuștele vor fi lansate la apă din zona podului Albastru din Grigorescu, iar în zona podului Garibaldi
va exista o linie de finish, rățușca curajoasă, dacă vrei, care ajunge prima la acea linie de finish, va aduce posesorului un premiu special. Am înțeles că există premii pentru câteva zeci de rățuște, primele câteva zeci de rățuște, dar oricum detaliile vor fi anunțate pe rând. Rățuștele pot fi adoptate, dacă vrei, din mai multe locații din centru, ele sunt disponibile online. Asta se întâmplă, de exemplu, în zona cuprinsă între Parcul Abutut și Podul Albastru. Este foarte important faptul că aceste rățuște, iată, devin ambasadori unor copii aflați în situații mai dificile de viață. Exact. Ne bucurăm foarte mult de cooptarea în acest proiect a reprezentanților Rotaract Samos, care au venit cu o idee cel puțin inedită, menită să atragă atenția într-un alt mod, dacă vrei, asupra unei probleme cu care mai toate orașele se confruntă. Mergem mai departe, dacă vrei. Scena Urbană, un alt ONG care activează de mult timp în Cluj-Napoca și care are un eveniment consacrat deja pe calendarul evenimentelor, cei de la Scena Urbană vor readuce în discuție, dacă vrei, acele instalații de CD-uri, poate le-ai observat de câte ori te-ai plimbat pe malul Someșului, cel puțin în cartierul Grigorescu. Ei bine, vor fi diverse proiecții realizate cu ajutorul acelor plase de CD-uri, totodată vor fi expuse mai multe studii și analize cu privire la potențialul Someșului în Cluj-Napoca. Practic, sunt niște studii realizate în cadrul universităților de vară din 2014, dar și a universității de vară internaționale din acest an, organizată sub egida Ordinului Arhitecților din Transilvania. Aceste studii vor fi discutate de experți pentru a ajunge la o concluzie pe care probabil de mult ne dorim, ce anume putem face pentru ca Someșul să arate altfel, să fie altfel și să fie văzut altfel de către clujeni și nu numai. Reușim să răspundem la întrebarea ce ar trebui să știe clujenii despre cât de important e să ne luăm Someșul înapoi, cum se tot vorbea în această perioadă? Eu lansez provocarea tuturor să vină să vadă cu proprii ochi ce putem face cu Someșul, plecând de la premisa ce au făcut alții cu Someșul lor, dacă vrei. Sunt foarte multe exemple grăitoare la nivelul întregului Mapamond. Așteptăm și noi să-l găsim pe cel mai oportun nou, pentru ca și noi să avem un râu care să arate cum trebuie. Îmi cer scuze că te-am întrerupt, am să te rog să ne prezinți în continuare programul. Nu e niciun fel de problemă. Cult Urban, un alt eveniment, tot așa cu tradiție la Cluj-Napoca, sunt convins că știți despre ce e vorba. Cei de la Cult Urban se alătură cu un pool party proiectului Someș 2029, sunt Triveran. Acel pool party va avea loc în vecinătatea parcului La Butuci. Va fi o atmosferă extrem de relaxantă, cu fotolipuf, cu hamace, cu atmosferă întreținută de un DJ, cu acces la piscina unui bar inaugurat chiar atunci. Va fi evident o zi de bună dispoziție, o zi în care ne vom relaxa după întreaga agitație, dacă vrei, din această perioadă. Continuăm pe cursul Someșului și ajungem în zona celor de la Someș Delivery, un eveniment foarte drag, unul dintre primele care a pus în valoare, dacă vrei, Someșul și importanța pe care el o are. Instalațiile Someș Delivery prind din nou viață, iar în acest an, pentru a doua oară, Oserul se mută pe Gavril Muzicescu. Evident, o atmosferă în care oricine poate veni cu un obiect pe care nu-l mai folosește, dar un obiect plin de amintiri, dacă vrei, și de semnificație. Sigur. Pentru că noi suntem acum în direct nu doar pe TVR Cluj, ci și pe TVR 3 la nivel național. Le spunem celor care ne urmăresc că Oserul este de fapt o piață de vechituri, care are o tradiție în Cluj-Napoca, este ținut de obicei într-o zonă, să spunem, mărginașă, iar acum înțelegem că această piață de vechituri vine foarte aproape de inima Clujului. Putem să fim cumpărători, putem să fim vânzători, putem să fim simpli trecători. Putem să fim orice, dat fiind faptul că evenimentul începe de la ora 9 dis de dimineață, duminică. Ne așteptăm ca foarte mulți localnici și nu numai să ia cu asalt această piață a sentimentelor, dacă vrei, pentru că fiecare obiect care e adus pe acest oser de pe Muzicescu
are o semnificație pentru proprietar și sunt convins că viitorul proprietar va trebui puțin să descopere acea semnificație și particularitate a respectivului obiect. Să mai spunem faptul că în Occident, dacă vrei, în marile orașe, oserul este o tradiție care se respectă cel puțin lunar într-o piață centrală a orașului, unde comercianții sau vânătorii de chitibușuri și de târguri bune se întâlnesc sub această deviză a pieții de vechituri. Mi se pare doar un lucru elementar, da, care ne pune și pe noi pe aceeași hartă cu marile orașe care au această tradiție. Continuând pe Someș, ajungem puțin mai departe de zona centrală, ne îndepărtăm puțin, ajungem în zona Parcului Feroviarilor, un parc lăsat de izbeliște până în prezent, cel puțin de opinia publică. Pentru prima oară, Parcul Feroviarilor devine o zonă de activitate, dacă vrei, și de agrement. Asociația Altart își pune în gând să atragă atât spectatorii cât și locuitorii zonei pentru a discuta despre viitorul acestui parc al feroviarilor și despre rolul pe care el ar trebui să-l joace în societate. Vor fi diverse ateliere creative, vor fi diversi performeri și artiști invitați la rezidența din Parcul Feroviarilor. Și dacă vrei un highlight, un eveniment special gândit în acea zi specială, va fi amplasarea unei bărci de 700 de kilograme, cu tot cu ponton, pe Someș, în zona Parcului Feroviarilor, și o regată dedicată zonei respective, tocmai pentru a atrage atenția cu privire la spațiul de acolo. Dată fiind importanța și dificultatea logistică de amenajare și de desfășurare evenimentelor acolo, cei de la Altart iau în primire spațiul undeva joi și probabil evenimentul lor va ține până luni în zona Parcului Feroviarilor, timp suficient pentru ca toată lumea să ajungă să vadă cum arată o barcă, de vreo prima barcă, dacă vrei, amplasată pe o perioadă limitată pe Someș. Mai spun doar că poți inclusiv să urci în barca respectivă și să te plimbi puțin pe acolo. Va fi un moment deosebit de interesant. Vă așteptăm cu drag în zona respectivă. Și cum spuneai și tu, un eveniment acolo, în acea zonă care are, de fapt, menirea să tragă și un semnal de alarmă, pentru că suntem într-o lume sufocată de construcții, în care spațiile verzi sunt din ce în ce mai puține și nu e normal să le lăsăm să moară sau de izbeliște. Cum evident, Parcul Feroviarilor, din ceea ce cunosc în acest moment și din ceea ce cu toții ne dorim, va intra într-o perioadă, sper cât de apropiată, în circuitul orașului, tocmai pentru ca autoritățile să-l preia, să-l reamenajeze și să-l ofere înapoi celor care au atâta nevoie de o zonă de plimbare și de relaxare alta, dacă vrei, în afară de Parcul Central, atât de plin și deseori sufocat. Mai mergem, mai avem un parc cuprins în program, Jazz in the Park, un eveniment cu tradiție care poate nu mai are nevoie de nicio prezentare în Cluj-Napoca. Cei de la Jazz in the Park preiau de această dată parcul Armătura și îl transformă după rețeta binecunoscută. Vor fi evenimente muzicale, vor fi întreceri sportive în acel parc, pentru că este și o zonă de sport acolo. Vor fi hamace, vor fi fotolipuri întinse, va fi așa o zi întreagă de relaxare într-un alt parc, tocmai pentru că e un experiment, dacă vrei, un alt experiment pe care cei de la Jazz in the Park și l-au propus, acela de a duce manifestarea lor, care pe foarte mulți dintre noi ne bucură foarte mult, de a duce acea manifestare în mai multe parcuri, dacă vrei, și zone inedite ale orașului, tocmai pentru a le adevăra, pentru a le arăta potențialul. Așadar, sunt concerte programate în zilele acestea, știu că va fi anunțat și un line-up care va cuprinde niște artiști extrem de apreciați și de dragi multora dintre noi, artiști pe care i-am mai văzut prin Cluj, dar pe care ar trebui să-i vedem de această dată și pe o scenă amplasată altundeva, respectiv în zona parcului Armătura. Așadar, Someș 2021, sunt riveran, duminica viitoare, 14 august. Cu începere când vreți voi, dar undeva în jurul orei 9 și încheiere undeva probabil
după ora 22:23. Cât mai târziu seara, pentru a putea cuprinde toate aceste etape, tot acest program încărcat, dar iată, plin de evenimente interesante pe care voi îl propuneți. Nu uităm de cele 2021 de rățuște, evident, care au o cauză umanitară extraordinară. Evident, să mai spunem doar de faptul că e un prim eveniment pe care noi îl dorim, o reconciliere, dacă vrei, a orașului cu Someșul. E un proiect pilot pe care Asociația Cluj-Napoca 2021, Capitala Europeană a Culturii, și l-a dorit foarte mult, tocmai pentru a aduce la oaltă mai multe organizații partenere și pentru a le da o posibilitatea de a organiza ceva în comun. E până la urmă un exercițiu și pentru noi, acela de a aduce mai multe ONG-uri împreună pentru a putea organiza ceva în spiritul a ceea ce pentru noi înseamnă Cluj-Napoca în anul 2021. Andy, eu îți mulțumesc foarte mult pentru că această dimineață ai fost alături de noi și ne-ai prezentat acest program. Cu siguranță vom fi acolo, reținem, doamnelor, domnilor, 14 august, cât mai de dimineață, nu foarte târziu, după ora 9, dacă e posibil chiar la ora 9. Rămânem toată ziua în zona Someșului, în această încercare de a-l recâștiga, de a-l face al nostru, cum e și firesc și să fie. Exact. Mulțumesc mult și mult succes. Doamnelor, domnilor, mergem mai departe. Probleme extrem de grave în domeniul protecției copilului cu dizabilități aflat în grija statului, după cum ați urmărit în ultima vreme în buletinele informative ale televiziunii naționale și ale studioului nostru teritorial. Știți, au fost foarte multe cazuri de traficare de copii aflate în centre de plasament, copii bătuți, copii suprasedați, copii neîngrijiți. Ei bine, România a fost și condamnată la CEDO. Vă reamintesc cazul Valentin Câmpianu pentru încălcarea dreptului la viață. Pare să că aceste situații nu se mai opresc, deși ne aflăm la 27 de ani de la Revoluție, la 27 de ani după ce televiziunile din afara țării scoteau la iveală acele abuzuri, acele adevărate lagăre de exterminare. Cum spuneam puțin mai devreme, din păcate, aceste situații continuă și în zilele noastre sunt probleme în multe centre de plasament ale statului, după cum veți vedea și în reportajul pe care noi l-am pregătit. În luna decembrie anului 2015, în sfârșit, în România s-a votat înființarea unui mecanism independent de monitorizare, însă se pare că implementarea acestuia este boicotată, este oprită. Colegii de la Centrul Resurse Juridice din București încearcă în repetate rânduri să pună pe picioare acest mecanism, subliniază asupra importanței sale, iar noi, studioul teritorial TVR Cluj al televiziunii române, am pornit alături de ei și de la cei de la Declic o adevărată campanie în acest sens. Urmărim chiar acum un clip, după care revenim în platou regional Cafe Continuă la TVR. Sunt o persoană cu sindrom Down și nu-mi e rușine de identitatea mea. Trebuie să fiu un cetățean cu drepturi și obligații. În medie, în România mor în fiecare zi cel puțin 3 persoane cu dizabilități aflate în grija statului. Imaginea de ansamblu este cumplită. Copii și adulți imobilizați, legați cu funii, sedați, dar privați de terapii de abilitare, închiși în spații insalubre și tratați cu un dispreț greu de descris. Totul pe bani publici din buzunarele noastre. Într-un final, ei părăsesc centrele, însă nu prin reintegrare în societate, ci prin deces. În luna decembrie 2015, 11.000 de români au cerut și au obținut o lege care să monitorizeze independent aceste centre, așa cum cere Convenția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Acest instrument independent de control care ar putea monitoriza centrele și ar limita abuzurile este boicotat, iar implementarea lui este amânată. România are deja o condamnare la CEDO pentru încălcarea dreptului la viață, dar nu pare că vrea să renunțe la practicile din aceste adevărate centre de tortură. Din ianuarie, de când legea a fost promulgată, autoritățile amână alocarea unui sediu, a unui buget și a personalului necesar funcționării. În tot acest timp, cifrele încep să iasă la lumină și vorbesc de la sine. 10 de copii traficați pentru prostituție direct din centrele de plasament, peste 5.000 de oameni decedați în aceste centre în ultimii 5 ani, adică peste 20% dintre beneficiari, majoritatea în condiții suspecte. 10 de rapoarte care consemnează suprasedarea persoanelor cu dizabilități, fără ca ele să fi beneficiat vreodată de consiliere psihologică. Deși de un an România și-a asumat dezinstituționalizarea persoanelor din centre, numărul lor a crescut cu 1.000.
Specialiști alături de societatea civilă cer guvernului României să deblocheze implementarea mecanismului de monitorizare și să ofere protecție reală acestor ființe. Împreună putem face acum doi pași simpli pentru cei care nu își pot apăra singuri drepturile. Copiați textul petiției și trimiteți-l pe adresele de e-mail ale guvernului. Găsiți petiția pe pagina de Facebook Fără Prejudecăți TVR Cluj, Centru de Resurse Juridice și declic.ro. Ați urmărit, doamnelor, domnilor, un clip care atrage un semnal de alarmă asupra problemelor foarte grave din sistemul de protecție al statului. Vă reamintesc că acest clip reprezintă până la urmă o inițiativă a platformei de Click împreună cu Centrul de Resurse Juridice și Studioul Teritorial TVR Cluj. Acest clip a fost lansat vineri în mediul online, cât și pe TVR Cluj și pe TVR 3. Vreau să mulțumesc în acest moment celor peste 20.000 de oameni care au vizualizat acest clip, celor peste 520 de oameni care l-au distribuit mai departe și care au trimis petiții la adresele de e-mail ale guvernului. Foarte mulți oameni, vreau să vă spun că în aceste zile ne-au sunat și ne-au spus că nu mai pot trimite petiții, asta pentru că adresele de e-mail ale guvernului au fost blocate în urma numărului atât de mare de mail-uri trimise. Un lucru foarte bun pentru că în sfârșit se pare că autoritățile reacționează, îi cheamă pe cei de la Centrul de Resurse Juridice la discuția în încercarea de a debloca acest mecanism care ar trebui în mod normal să funcționeze și să funcționeze de foarte multă vreme în România. Noi o să vă pregătim pentru ziua de miercuri, începând cu ora 17, o ediție specială Fără Prejudecăți, în care vom discuta cu reprezentanții Centrului de Resurse Juridice ce se vor afla la Cluj-Napoca în încercarea de a rezolva această problemă. Mergem acum mai departe, vă spun că toate cele 63 de sate din țara Maramureșului se vor uni pentru o săptămână de bucurie, transmițând astfel un mesaj național puternic. Vino să te îndrăgostești în Maramureș și vara aceasta. Peter Harley este un irlandez care organizează acest eveniment. Urmărim un clip cu el, după care revenim în platou. Se spune despre România că a fost sute de ani hotar și rează între Occident și Orient. A fost și bine, a fost și rău. Mai spun românii despre țara lor că este grădina Maicii Domnului, dar nu s-au sfiit să-l dea umanității pe Dracula. Peter Harley ne spune însă, la pas, din Săpânța până în București, povestea magică a României. Făcând un drum ca un pelerinaj, un irlandez descoperă la hotarul dintre Occident și Orient chiar rostul vieții lui aici. După 15 ani lucrați în publicitate, timp în care a promovat tot felul de bunuri către români, a hotărât să promoveze, de acum, românilor, bunul numit România. Eu am căutat și am găsit o bază, viu. E o țară magică, România, e o țară magică. Magică, magică, magică. Asta e comoara. Descoperă România cu Peter Harley nu este doar un film, ci o poveste ce poate fi a oricui și a fiecăruia dintre noi. Pentru că viața este o condiție necesară pentru a exista, dar insuficientă pentru a fi. Iar România este locul ideal în care poți afla cu adevărat cine ești. Peter Harley, doamnelor, domnilor, este alături de mine în platoul regional Cafe. Bună dimineața, Peter, bine ai venit! Bună dimineața, Ovidiu, mulțumesc că m-ați primit. O țară magică, spuneai, și un eveniment magic, o săptămână magică în care ne inviți să ne îndrăgostim în Maramureș. Așa este, o țară magică, așa e România. Am întreg programul pe care l-am primit de la tine aici. Este un program consistent în care cei care vor veni la evenimentele pe care voi le organizați chiar vor avea cum să se distreze. Da, așa este. Deci, cu mare bucurie, toate satele din cele 63 de sate din țara Maramureșului, fiecare face un eveniment, un micro-eveniment sau mai mare eveniment în perioada respectiv și toate sunt puse într-un calendar, hartă pe verso și toate informațiile. Are un calendar impresionant. Da, fiecare zi sunt foarte, foarte multe evenimente. Yeah. Spuneai că sunt și foarte, foarte multe
zone, peisaje sălbatice. Vorbim despre o zonă sălbatică și nu ne referim la oameni când spunem lucrul ăsta. Da, exact. Este o... o inițiativă în care vrem să deschidem porțile pentru oamenii care merg acolo, poate pentru prima dată, și nu știu unde să încep. Așa că e un fel de harta comorilor vii în care pot să intri în legătură. Pentru că despre asta e vorbim proiectul. Crearea punți, bridge building, crearea punți între urban și rural, mai ales tineretul urban și rural. Și e foarte important asta, pentru că fiecare țară petrece la un moment dat printr-un proces de redeșteptare culturală în ceea ce e legătură cu moștenirea tradițională. Numai că în majoritatea de țările, adică mai ales inclusiv în Irlanda, de unde vin eu, această deșteptare devine prea târziu, adică după ce a murit această civilizație rurală. Și cât e mult mai greu să... cumva să le resuscităm, să le readucem. Exact, dar în România sunteți într-o situație mai specială, pentru că aceste comoare, aceste tradiții sunt încă vii și puternic. Și este o șansă pe care aveți în acești ani să faci această legătură, să sudeze o legătură între rural și urban, în care rural poate să se supraviețuiască. Și acest proiect este unul dintre proiectele, este un proiect care propunem noi, în care oamenii din urban poate să intre în legătură chiar cu zona rurală, mai în cazul de față în Maramureș. Tu ne inviți să ne îndrăgostim vara aceasta în Maramureș, dar vreau să te întreb, cum te-ai îndrăgostit tu de Maramureș? Pot să zic că a fost dragoste la prima vedere. În 2003 am urcat dealul Ștefeniței de la Bistrița Năsău și am văzut pentru prima dată Maramureș și m-a tăiat respirațiile, pentru că am văzut varianta via unui peisajul care la noi avem doar în oasele, adică câmpuri de piatră din vestul Irlandei, mult părăsită de o populație odată intens cultivau această țară, parte din țara Irlandei, care de 100 de ani, 150 de ani au pierit, au plecat, au emigrat în America și așa mai departe. Și am văzut în Maramureș varianta vie, adică fiecare guțică de pământ lucrat și pieptenat. Fiecare din cele 63 de sate sunt pieptenate, așa cum zici și tu. Da, mai mult. De aceea mai ai încercat să le reunești pentru a transmite un mesaj. Exact. Care sunt activitățile pe care ni le propui în această săptămână? Le repetăm celor care ne urmăresc. 14-21 august 2016 vom cutreiera Maramureșul. Sunt patru componente. Primul componentă se numește Școala de Vară Moș Pupăză. Moș Pupăză a fost un foarte bun prieten și un om minunat pentru foarte mulți oameni din Maramureș. Înțeleg că acesta este un proiect pedagogic. Pedagogic, da, în comemorarea lui, că dinsul s-a stins din viață la 3 ianuarie anul acesta, și înființăm acesta în satul lui natal, Valea Tejarului, și acolo oamenii pot să merg ca să stau într-un loc pentru o săptămână întreg și să adâncesc în acest concept satul tradițional vii, cu seminare, cursuri, ateliere. Și pentru ca tradițiile lui, mesajul lui să meargă mai departe. Exact, chiar dacă nu mai e exact, exact. Concept partea a doua se numește Festivalul Satelor. Ați povestit despre el deja, 63 de sate, fiecare cu un microeveniment. Componenta 3 se numește Sus pe Bradova, concertele Sus pe Bradova, în satul Bârsana. Și aici avem patru sări care sunt ca început, ca un fel de călătorie printr-o dialog între muzică tradițională și muzică contemporană. În ce sens? Începem în seara de miercuri, 14 august, cu omul care a fost, cred că, primul persoană care a pus cultura pop sau rock în dialog cu cultura tradițională. Vorbim despre Nicu Kovac. Și Nicu Kovac va veni cu un proiect care se numește Archaic Rock, Sus pe Bradova. A doua seară, pe joi, 18 august, avem un concert foarte interesant. Adică Subcarpații, cei care astăzi fac pentru generații de tineri de astăzi ce a făcut Nicu Kovac acum 40 de ani. Și acest concert cred că este unul foarte special. Când am întâlnit cu Subcarpații, trupă în martie, am zis, vă visez pe un amfiteatru natural. Sub razele lunii. Sub lună plină, pe iarbă proaspăt cosit. Locul sus pe Bradova, vedeți 40 de kilometri în depărtare.
și în spatele scenei la Orizont, răsare lună plină în seara de 18 joi. Și ei au spus, august. Bine, venim, batem palma. Pe loc au zis, da, pe loc au zis, venim și așa că săptămâna viitoare sau două săptămâni va fi acest concert. În seara de vineri 19 august, grupul Iza, știți pe grupul Iza, sunt probabil cei care sunt liderii tribali, pot să zic, în sensul muzical al tot ce înseamnă adevărat în Maramureșului. Și pregătesc ei o seară care este ca o nuntă de pe vremuri. În nunțile de pe vremuri erau mai mulți cetărași care se confruntau între ei într-un fel de confruntare muzicală, cine e cel mai tare. Și asta vor... Un fel de bătălie a talentelor. Exact. Acolo, sus pe Bradova, pe seara de vineri 19 august. Și pe 20 august, Grigore Leșe închide concertele sus pe Bradova cu un concert care e despre cine suntem de fapt. Sunt foarte multe simboluri, dacă stăm să ne gândim, comune din zona Maramureșului, cu influențe chiar celtice, cu inclusiv în modul în care lemnul este lucrat, acele care par roțile, obiceiuri, da. Foarte multe. Da. Ce părere ai despre această, să spunem, asemănare? Te așteptai să le găsești acolo? Nu, dar mi se pare că tot este legat într-un epocă preistoric, înainte să fie frontiere, înainte să fie națiile, cum ar fi. Toți suntem legate de transumanță. Asta e ceva care m-am dat seama ascultând și întâlnind și gândind din România, că după ce s-a topit glacierele, a început să crească iarbă și animalele au urmărit iarbă. E foarte logic. Așa că bine limba română. A pornit transumanță și transumanță ne leagă. Și Grigore Leșe este cel care mi-a zis că prima muzică este muzică cântată de om către animale. Muzică pastorală. Pastorul cântă la fluier sau la cimpoi ca să ține animalele lui aproape noaptea. Sau să da oi mai mult dimineață. Deci e ceva foarte funcțional, terapeutic. Și această terapie pentru suflet, pentru mintea, pentru trupul chiar, este subiectul acestă inițiativă, drumul lung spre cimitirul Vesel, în fiecare an. Spuneam puțin mai devreme că vorbești foarte bine limba română. Scuze-mă, da. Cum ai învățat? De 22 de ani locuiesc aici și ar fi culmea să nu vorbesc bine, dar chiar ar trebui să vorbesc și mai bine. Pentru mine, mă simt, iubesc limba română, iubesc să vorbesc în limba română. Mi se pare că sunt mai creativ în limba română decât când vorbesc sau să mă gândesc în limba engleză. Așa că este o limbă strălucitor. Foarte interesant. Foarte interesant. Metoda prin care pot să comunici în limba română. Deci e super. Le spunem celor care ne urmesc acum că există și o a patra componentă a activităților organizate 14-21. Corect. Mai exact, chiar în ziua de 21 august este această reuniune a satelor care va avea loc chiar la Săpânța, la cimitirul Vesel. Așa este, da. Chemăm pe toate cele 63 de sate să vină acolo și la ora 3 după miază este deschiderea oficială și la ora 6 o să avem, noi zicem, ora horei. Adică facem o horă în jurul cimitirului Vesel. Vrem să adunăm 1000 de oameni, că este un kilometru, 200 de metri în jurul cimitirului Vesel, pe străzile, și dacă avem 1000 de oameni acolo, facem, înconjurăm o dată. Și dacă sunt 2000 de oameni, de două ori înconjurăm cimitirul Vesel. Imensă. O horă imensă. O reuniune a tuturor satelor. Exact. Și chiar am vorbit și cu primarul de la Borșa, acum câteva zile, pentru că în aceeași zi este horă de la Prislop. Și mai sunt și alte evenimente tradițional în Maramureș în ziua respectiv, 21 august. Și dinsul a fost de acord ca să facem o comunicată presă împreună în care vorbim despre ora horei. La Prislop, la un anumit oră, la Săpânză, o altă oră, poate la Botiză, unde este un eveniment saravonă de jos și la Moise. Deci o chemare către toți din Maramureș și vizitatori în Maramureș. Și nu numai,
Știm că există și un tren festival care pleacă de-a dreptul din București. În data de 13 august, sâmbătă, la orele 18, are și vagon-restaurant, doamnelor, domnilor, muzică, live, se pot face rezervări, așadar, din toată țara sunt așteptați oameni aici. Da, e și o nouă rută dinspre Cluj, spre țara Maramureșului, pentru cei care nu știu, un drum nou, proaspăt deschis, proaspăt asfaltat, care salvează o oră, dar care ne introduce prin niște peisaje absolut spectaculoase. Da, și toate informații despre și trenul și ruta aceasta nouă se găsește pe site-ul festivalului www.drumullung.ro. Descarcați harta acolo, este și în limba engleză și în limba română, și acolo puteți studiați și informații despre tot ce am discutat până acum. Peter, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de noi în această dimineață. Îți mulțumesc pentru că, iată, te-ai legat atât de frumos de țara noastră și ne ajuți cumva să reînviem, să resuscităm aceste tradiții. E ceva foarte important pe care aveți aici, ceva care poate să fie o sursă, mine de aur e prea puțin spus, o sursă de inspirație și de bucurie pentru întreaga lume, pentru întreaga Europa, ca să vă vizitez și să se bucură de lucruri care mi-au făcut pe mine să mă bucură atât de mulți ani. Mulțumim foarte mult, așadar www.drumullung.ro, acolo sunt toate informațiile. 14-21 august, suntem cu toții în Maramureș. Mulțumesc încă o dată, Peter. Thank you, mulțumesc. Doamnelor, domnilor, mergem acum mai departe, imediat la Regional Cafe Smida Jazz Festival. Rămâneți cu noi! Smida Jazz Festival, doamnelor, domnilor, despre asta discutăm acum la Regional Cafe. Alexandra Crăciun împreună cu Larisa Ionesi au sosit alături de noi. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Neato, bine te-am pregătit! Înțelegem că în curând ne îmbarcăm din diverse colțuri ale țării și călătorim nu atât spre Cluj. Iată, nu doar Clujul este capitala unor evenimente importante, ci puțin mai încolo de Cluj mergem la Smida. La 90 de kilometri de Cluj-Napoca, da. Ce ne propuneți acolo? Vă propunem un festival de jazz contemporan cu ceva interferențe spirituale, pentru că în timpul zilei vor avea loc diverse activități, printre care ședințe de yoga și meditații, urmând ca pe înserate de la 7 să ne bucurăm de concertele a 8 trupe atât din România cât și din străinătate. 19-20 august vom fi la Smida, iată, în timpul zilei, așa cum spunea și Larisa, activități interesante, seara urcă pe scenă trupe nu doar din țară, ci și din afară. Ci și din străinătate, așa este. Da, și referitor la acest aspect am definitivat de curând și programul. Astfel, în prima zi, vineri, vor urca pe scenă Essential Notes din România, Arcuș Trio, de asemenea din România, apoi vor cânta Loop Doctors din Ungaria, pentru ca la finalul serii să presteze capul de afiș al line-up-ului și anume Ilan Ersain cu al său proiect Istanbul Sessions. Apoi, în următoarea seară, în cea de sâmbătă, vor cânta Exitoz, Sebastian Spanache Trio, ambele trupe din România, apoi Uptake Quartet, un grup de tineri din Franța, și Studnitsky Quartet din Germania.
Iată, sunt nume, cum spuneam, și din țară și din afara țării, care vin să încânte publicul cu jazz contemporan la Smida. De ce jazz contemporan? De ce nu? Pentru că nu era și ne-am gândit că ar fi bine să fie și astfel a prins contur ideea, mai ales în momentul în care am văzut Smida, la fel cum spunea și Peter, că s-a îndrăgostit de Maramureș și ne-am îndrăgostit de Smida și de Parcul Natural Apuseni, cadrul în care se află satul, și atunci ne-am dat seama că trebuie să facem. Adevărul este că sunt acolo locuri cu adevărat pitorești, meleaguri cu adevărat pitorești, exact cum spuneți și voi pe site-ul festivalului, locuri de care v-ați îndrăgostit, dar nu doar de locuri, ci și de oamenii care trăiesc acolo. V-ați împrietenit cu cei de la Smida Park și ați ales acest cătun ca să fie casa festivalului. Ce mai trebuie să știe cei care vin din țară, sperăm în număr cât mai mare, despre Smida, despre locul de desfășurare? Cred că în primul rând trebuie să știe că ăsta e un festival la care vin să-și încarce bateriile. Asta e cel mai important, asta ne dorim. Ne dorim câteva zile în care oamenii să vină și să facă și alte activități, adică să aibă și tot felul de ateliere la care să participe, pe lângă partea de concerte, evident. Avem un spațiu de cambare, pot să vină cu cortul, de fapt le recomandăm să vină cu cortul sau le recomandăm să vină și la localnici, cei 22? 22 erau, da, cel mai recent. 22 de localnici, da. Care, iată, primesc festivalieri, să spunem, sau persoane care vin la evenimentul vostru, au ocazia să cunoască gospodăriile tradiționale, mersul lucrurilor într-o casă de săteni care locuiesc în acea zonă, agroturism. Da. E important să precizăm și faptul că vorbim despre un eveniment pilot, prima ediție, și că este gratuit. Da. Anul acesta ne-am propus să atragem oamenii și să le arătăm mușchii noștri, cum ar veni, că ar fi să glumim. Și anul viitor o să avem bilet și intrare, dar anul ăsta ne dorim foarte mult să demonstrăm cât de frumos se pot face lucrurile acolo. E foarte important să precizăm și faptul că Smida, casa festivalului vostru, este situată chiar în inima Parcului Natural Apuseni, o arie protejată și care se află printre ultimele zone naturale împădurit de mari dimensiuni și etalează frumusețea sălbatică pe aproximativ 76.000 de hectare. Cred că n-ați ales întâmplător această zonă ca și casa festivalului. Nu, așa cum spuneam, în urmă cu ceva vreme am ajuns întâmplător sau nu, mă gândesc acum, în zona respectivă și, într-adevăr, ne-a plăcut și ni s-a părut un cadru și natural potrivit pentru un asemenea eveniment. Urmează să lansăm imediat un videoclip scurt cu drumul până la Smida, ca să ne fie oamenilor mai ușor să ajungă, așa că urmăriți pagina noastră de Facebook. Dar pe drumul respectiv o să arătăm că dacă e la dreapta ajungi la nu știu care obiectiv turistic, Larisa le știe mai bine, da, că da. Ea cunoaște. De exemplu, în Răchițele este o cascadă destul de cunoscută, cascada Vâlul Miresei, e la 20 ceva de kilometri de Smida și oricum oamenii trec de acolo, așa că pot face o escală la cascadă. Așadar, o abatere, nu neapărat o rătăcire de la targetul, de la ținta acestui destinația drum. Rămâne. Destinația Smida finală clar rămâne, dar această abatere ușoară este binevenită, înțeleg. Colegul meu, Vasile Hotea Fernezan, motociclist împătimit, îmi spune în cască să vă rog să ne spuneți povestea motocicletelor de la Smida Jazz Festival. Prin intermediul unor prieteni care sunt motocicliști, doi la număr, dintre care unul este ghid turistic, iar altul cartograf. Ei au făcut și un ghid cu trasee împreună. Am organizat un concurs recent, al cărui premiu a fost un transport, să-l numesc așa, din Cluj-Napoca în Smida, pe motocicletă, fiind un traseu uneori accidentat, alteori asfaltat, deci cu siguranță va fi o experiență inedită pentru cele două fete care au câștigat și care erau foarte entuziasmate. Ați avut un fel de concurs? Sau da, cum, da, da. Cum ați desemnat cele două câștigătoare care, iată, și-au asigurat drumul la Smida? Prin intermediul randomizerului care el a ales câștigătoarele dintre participanți.
Și le-am spus fetelor că își vor lăsa bagajele pe mâinile noastre, ele se vor urca în spatele băieților pe motociclete și vor ajunge la Smida în stil mare pe motoare, cum am zis noi. Stil mare pe motoare la Smida, fără grijă bagajelor, asta pentru a începe acolo două zile de relaxare, cum spuneați și voi. Știu că pentru un festival, pentru aceste două zile ale unui eveniment pilot, e nevoie de foarte multă muncă în spate. Știu că ați apelat și la voluntari. Da. E un aspect pe care cred că e important să-l punctăm, să le spunem celor care ne urmăresc dacă mai aveți nevoie de voluntari, cum se pot implica oamenii să vă ajute. Pentru că e ceva ce voi oferiți gratuit amatorilor de gen și atunci e firesc probabil că sunt oameni care doresc la rândul lor să vă sprijine și ei pe voi. Păi, da. avem un formular pe site pe care pot să-l completeze și pot să ne scrie dacă doresc să se implice și dacă vor să dea așa o mână de ajutor la ceea ce facem noi. Evident, nu există festival fără voluntari. E nevoie de foarte multă muncă și am apreciat foarte mult dacă dau mână de ajutor. Așadar, smidajazz.ro, www.smidajazz.ro, secțiunea voluntari. Ei se pot înscrie acolo să vă ajutem. Cer scuze că te-am întrerupt. Eu pe tine. Spuneam că ne-a surprins plăcut faptul că inițiativa a venit oarecum din partea oamenilor dinaintea call-ului pe care l-am făcut noi pentru voluntariat. Ei ne-au scris cum că le place evenimentul și le-ar plăcea de asemenea să se implice, ceea ce ne-a bucurat. Da, este... foarte important faptul că oamenii, iată, comunitatea reacționează la, să zicem așa, cadourile pe care le primesc din partea unor oameni. Pe de altă parte este, eu zic, un lucru extraordinar de bun pentru că știm, am mai spus-o, la Cluj-Napoca avem o infuzie de evenimente, nu e un lucru rău, însă sunt atât de multe zone în afara Clujului care merită promovate, care merită aduse în atenția publicului larg și de aceea spun, este foarte bine că acest eveniment al vostru se desfășoară acolo. 19-20 august, reținem aceste date, multe informații se găsesc pe smidajazz.ro, pe site-ul vostru și știu că aveți o pagină de Facebook. Într-adevăr, unde de asemenea actualizăm informațiile, cum se întâmplă zilele acestea, informații legate de transport, căci vom pune la dispoziție mijloace așteptăm de transport clipul, în comun. Așteptăm clipul da. Care în drumă spre Smida. Veți oferi și posibilități de transport spre locație? Da, se vor face înscrieri pentru a ști la ce număr de oameni care vin cu mijlocul de transport în comun să ne așteptăm. De asemenea, vom mai... publica informații legate de camping, cu toate că deja am anunțat că vom amenaja o zonă special unde va fi pază, va fi iluminare, toate prize, condițiile necesare. Păi, excelent și mult succes! Știu că aveți multă treabă acum cu puțin timp înainte să înceapă festivalul. Deloc, doar venim pe la emisiune. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp să treceți prin platoul Regional Cafe și să ne împărtășiți aceste detalii. Doamnelor, domnilor, mergem mai departe. Caravana filmelor Next, imediat la Regional Cafe. With a perfect clone of yourself. I have luck today.
8 și 9 august, doamnelor, domnilor, adică astăzi și mâine ne întâlnim la Cluj-Napoca pe platoul în aer liber din fața molului din Gheorgheni cu caravana filmelor Next. Delia Marcu, coordonatorul caravanei, a sosit în platoul nostru și este pregătită să ne spună ce se întâmplă în aceste două zile la Cluj-Napoca. Bine ați venit la Cluj și bine ai venit la Regional Cafe. Bine v-am găsit și bine v-am regăsit. Pentru noi, caravana Next este al doilea an în care ajungem în Cluj. Și știu că are o poveste frumoasă în spate. Povestea este, a apărut așa, caravana e un proiect care a apărut dintr-o dorință de a aduce scurtmetrajele mai aproape de un public nou. E adevărat, în spatele caravanei există un festival, Festivalul Internațional de Film Next, care se întâmplă de 10 ani în București deja, am avut ediția aniversară anul acesta. Mulți înainte, iar, multe ediții înainte. Să fie, mulțumim. Iar în cea de-a 8-a ediție a festivalului ne-am hotărât să pornim această caravană, un cinematograf în aer liber, mai exact, în care ducem scurtmetrajele mai aproape de un public din mai multe orașe. Am pornit în ideea de a, în primul an, de a respecta numărul orașelor, să respecte numărul edițiilor. Drept urmare, am început acum 3 ani cu 8 orașe, anul trecut 9 orașe, anul acesta 10 orașe. Vom vedea până unde vom putea să parcurgem acest traseu. Ați împachetat filmele într-o mașină și ați pornit la drum. Exact. Acum, în aceste zile, din fericire, sunteți la Cluj-Napoca, dar înainte de asta ați fost la Piatra Neamț, la Iași, la Vatra Dornei. Cum v-a primit acolo public? Așa este. În cele 10 orașe în care vom merge și în cele în care am fost, vom poposi timp de 2 seri. Exact cum ați spus, am împachetat filmele. Conceptul nostru este unul mai prietenesc de cinema în aer liber, și anume de picnic și cinema sub clar de lună. Ne-am dorit ca spectatorii să petreacă timpul liber vizionând aceste filme mai degrabă într-o atmosferă prietenoasă. Să vină cu prietenii, să vină cu familia, să poată stea direct pe iarbă, pe jos și să simtă experiența unui cinematograf un pic mai diferit. E adevărat, am fost la Piatra Neamț, am fost la Iași, am fost la Vatra Dornei, trei orașe în care am mai fost și în edițiile anterioare, în care cumva publicul deja ne-a devenit prieten. Iar interacțiunea cu publicul de acolo și interacțiunea lor, în special cu filmele, de la an la an deja se împământează mult mai bine. Fiind filme de scurtmetraj, fiind povești diferite în fiecare film care poate fi vizionat din cadrul programelor speciale pe care noi le-am creat, e clar că spectatorii se pot identifica mult mai ușor cu o poveste, anume cu un fir narrativ, chiar dacă ele sunt de ficțiune sau de animație, și atunci interacțiunea devine una mult mai activă, mult mai interactivă, mult mai prietenoasă. Se aplaudă foarte mult, se râde. În mod surprinzător, dacă la început, în primii ani, lumea asimila mai greu conceptul de scurtmetraj și poate în orășele mai mici, cum ar fi Vatra Dornei, se ridicau. Adică, până la urmă, există și această posibilitate să iei o mică pauză de la aceste... Acum este o continuitate absolut plăcută. Lumea rămâne și chiar și când terminăm programul, ni s-a întâmplat în anumite orașe să mai dăm bonusuri din alte programe pregătite pentru alte orașe. Ce vor vedea participanții în aceste două zile la Cluj-Napoca? La Cluj-Napoca am ales două din cele 4 programe pe care le prezentăm anul acesta în caravană. Este vorba de programul Out in Space și programul Oscars Night. Și ați pregătit și bonusuri? Primim și noi la Cluj bonus? Cum să nu? Din celelalte două programe. Celelalte două programe sunt... Mai este un program de scurtmetraje românești, prezentate anul acesta în cadrul festivalului în București. Și încă un program pe care noi l-am numit Best Of. Este o compilație a mai multor scurtmetraje premiate de-a lungul anilor la Next, majoritatea cu premiul publicului. În seara aceasta, în Cluj, se poate vedea programul Out in Space. Sunt 8 scurtmetraje de animație, de ficțiune. 8 scurtmetraje care am spus noi că demonstrează că un film nu trebuie să fie lung ca să fie SF. Bun. Iar mâine seară sunt cele 5 nominalizări la premiile Oscar, la premiile Academiei Americane de Film, secțiunea scurtmetraj,
Inclusiv câștigătorul acestei secțiuni se numește Bâlbâitul Filmul. Este un film superb ca și toate celelalte scurtmetraje. La ce oră ne întâlnim în această seară pe platoul din fața mall-ului din Gheorgheni? Noi am dat întâlnirea la ora 21. Este adevărat, în funcție de cum se întunecă afară, începem pe la 21:10, 21:15. Dar de la 21 deja îi așteptăm pe oameni cu păturile pe iarbă verde, unde și noi, la rândul nostru, amenajăm și punem la dispoziție o parte din lucrurile împachetate în mașină. Așadar, ora 21 ne vedem cu toții pe platou din fața mall-ului din Gheorgheni. Eu îți mulțumesc foarte mult, Delia, pentru că ți-ai făcut timp. Știu că aveți foarte multe lucruri de făcut, de pregătit până de seară, până când va începe această proiecție din cadrul caravanei filmelor Next. Mulțumim că sunteți la Cluj-Napoca și că ne aduceți acest eveniment. Ne-ați primit din nou. În stilul ospitalier care sperăm ne caracterizează la Cluj-Napoca. Mulțumim și mult succes, doamnelor, domnilor. Cu asta vă spun că ediția de astăzi a emisiunii noastre Regional Cafe a ajuns acum la final. Sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă doresc tuturor o săptămână excelentă. La revedere!